la toată lumea. Bună seara, bună seara. Am auzit asta cu și am înțeles că Vali e de partea mea, Machiavelli e de partea lui Meco. Cam asta am înțeles și eu, Maca, ești de partea lui Meco? Nu, am auzit asta cu și închide Meco site-urile de socializare. La George nu e nevoie, că oricum face câte 100 de like-uri în ultima perioadă. Machiavelli, Machiavelli, când eram eu viral, când ai tăiat ochii cu mine pe YouTube, te abțineai să-mi zici. Deci bună seara la toată lumea. Bună seara, Vali. Vorbește regele Spider. Vreau să salut tot chat-ul, toată lumea care ne urmărește. Salut pe George Pian, pe Machiavelli, pe Meco. Ce nu vreți, mă, să facem doi pe doi? Voi doi și noi doi. Wow. Lași, mă, Dângule, să faci o stare cu genul. Mă, te rog, păi vezi că am o luptă, tu n-ai niciuna, George. Urmează să aibă să vorbești și Vali Spider Machiavelli. Că sunt pe drum și n-am, nu prea am semnal. Băi, lăsați, dați-i voie să vorbească cu Vali, hai. Eu recunosc și este foarte adevărat ce zic acum. Eu trăiesc, nu doar supraviețuiesc. Vali, de asta... și aici vorbești greu, Vali, mâncați-și pula ta! Lasă-mă o leacă, trăiască familia ta, te rog frumos. Abia vorbesc să mă rog familia mea, mai ții telefonul în ochi așa. Băi, tași când vorbesc, dă-l jos pe ăsta, dă-l jos, te rog frumos, dă-l jos de aici, dă-l jos. Trăiesc, Vali? Eu trăiesc. Dă-l jos, da, dă-l jos. Dai să zic că îi dea până la capăt. De asta, da, la... Zi, Vali, dar zine! Lasă-mă, te rog frumos, un minut. Eu trăiesc, că nu supraviețuiesc. De asta eu n-am intrat, nu m-am bătut niciodată într-un ring, da? Eu sunt golan, eu am palmares în spate, pe mine mă știe toată țara asta, acum din cauza TikTok, moară, a avut ocazia să mă cunoască și fraier. Că moară, doamne, familia mea, dacă a bătut-o pe mătușa sa, că ăsta nu e fraier. Crezi că nu e Caterin, că taci din gură. Știu, gata. Zic când ai bătut-o pe aia la magazin. Băiatul ăsta, Meco, singure palme care... Nu ți-a dat pe datorie, sigări și bere. Care... Singure palme care a dat Meco a fost când a bătut aplauze, dar nu vreau să zic asta. A, vreau deci de Meco zici, ok. Eu nu am fugit de Meco niciodată, el știe, eu am avut o înțelegere cu el de niște chestii, de o sumă de bani și nu ne-am înțeles, eu n-am dădeam niciodată înapoi și a fost o discuție care tot el s-a retras ca să dăm înapoi. Ce șanse aveai cu mine în cușcă tu? Ce șanse aveam eu cu tine în cușcă? Da, fii sincer. Dacă îți dădeam primul, mă jur pe familia și copiii mei, dacă nu mureai. Nu mai te jura pe copiii tăi să-ți trăiască că nu îmi dădeai în viața ta. Bă, eu când nu există la mine și calul cade jos din picioare. La eu, cu ceasuri. Totul sau nimic. Ori. Unul la mână. Eu nu m-am retras. Tu știi de ce? Că ai văzut. Într-adevăr, am acceptat de dragul tău. Da. Am rugăminte la tine, coboarăm jos publicul. După meciul ăsta cu George Cadic cu mine? Să opresc chat-ul? Nu, coboară și mie jos cu Machiavelli și pe Valic. Eu sunt câine să mă bat în cușcă. Eu sunt câine să intru în cușcă, să lac. Vali, am auzit părerea ta, ne-am acordat minutul. Păi nu mai pot, pentru că invitații mei au și un cuvânt de spus. Cineva pe tine să intru în altceva, nu merge. Ok, Vali, situația cu tine o vom dezbate într-o ediție ulterioară. A fost o neînțelegere? Da, Vali, că ai 6 oameni pe live, datoria, necazul și supărarea. Și după, Vali, revenim la tine, poate un pic mai încolo, pentru că în primele 50 minute luăm intervenții de la public. Eu vreau să și cobor și eu. De la magazin de unii țiberi.